Negocieri privind componența guvernului nu sunt, a declarat premierul Maia Sandu, comentând afirmațiile președintelui Igor Dodon cu privire la posibile schimbări în funcțiile de miniștri. Sandu a menționat că guvernul lucrează în baza unui program guvernamental care a fost aprobat și de deputații Partidului Socialiștilor. De aceea, discuțiile cu privire la rezultatele activității ministerelor nu pot avea loc decât în Parlament. Suntem deschiși să discutăm probleme concrete pe platforma parlamentară. Dodon își poate exprima opinia la fel ca și fiecare cetățean al Moldovei, însă deciziile în privința componenței cabinetului le ia premierul, a spus Sandu. Amintim că președintele a spus la o emisiune de televiziune că niciodată nu a cerut demisia niciunui dintre miniștrii guvernului actual, dar unii dintre ei ar trebui să plece din funcțiile. El a mai spus că PSRM poate propune candidați pentru funcții de miniștri dacă conducerea guvernului nu are alți oameni.